Te rog, Dan, să ne spui cum ai gândit soluția asta și care sunt primele efecte pe piața românească. Mulțumesc mult pentru invitație. Ceea ce ai văzut, într-adevăr, are o componentă poate de 2G, 3G, este zona, să spunem, vizibilă către utilizator. Însă ce se întâmplă sub capotă, ce se întâmplă în spate, este mult mai complex. Și aici vreau să-l contrazic puțin pe domnul Demeter. Da, e car sharing, dar poate să conțină și 5G, dacă am avea disponibile soluții. Și dau un exemplu. Noi am implementat pe toată flota noastră soluții de detecție a crash-ului, a accidentelor, ceea ce din statistici ne arată că incidentele scad cu peste 30%. Adică încercăm să avem niște mașini mai sigure, care au diverse implicații. Mai puține accidente, mai puține costuri cu spitalizarea, să spunem, și încercăm costurile, asigurările mult mai ieftine, încercăm să ne uităm la toate componentele care asigură atât un cost mai bun și un serviciu mai bun. Partea de comunicație este necesară, de exemplu, putem la un moment dat să implementăm foarte ușor vehicle-to-vehicle sau vehicle-to-infrastructure când vor fi disponibile în România, tocmai pentru a face serviciile de mobilitate, că nu vorbim doar de car sharing, vorbim de o platformă de mobilitate ce am construit noi. Adică dintr-o singură aplicație să poți să călătorești în oraș sau între orașe folosind mai multe mijloace de transport, mașini, biciclete, trotinete și să și planifici călătoria. Ai avut surprize mari pe piață? Adică s-au întâmplat să, nu știu, să fie mașini furate sau să fie lucruri din astea care, la care nu vă gândeați când ați lansat aplicația? Proiectul nostru a fost, cred că, al patrulea sau al cincilea proiect lansat, însă am încercat să învățăm din ce au făcut bine și ce n-au făcut bine proiectele anterioare. Și dau un exemplu, am pus foarte mare accent pe driver behavior. Analizăm foarte mult comportamentul șoferilor, astfel încât să putem să introducem bonificații sau, din contră, penalizări în cazul în care stilul de a conduce este unul agresiv. Am Am văzut că detectat. dacă șoferul conduce ecologic, are un scor mai bun, practic, și Da, îi se arată pe bord. Da. am detectat chiar săptămâna trecută un client care făcea 8 ori în parcare la Kaufland, noaptea la 2. Sunt lucruri care se întâmplă în mod automat, n-ai cum să le eviți, dar acestea există. Și încercăm să utilizăm tehnologia în soluții clasice, că până la urmă a conduce o mașină e o soluție clasică, Ce dar flotă atunci. aveți în momentul de față? Ce flotă Acum aveți? avem 150 de mașini și ne apropiem de 1000 de biciclete care sunt integrate în Și aplicație. competiția cum arată? Cum arată ceilalți jucători? Sunt deja 5-6 pe piață, nu? Sau mai mulți? Da. Competiția nu stă pe loc și este o provocare pentru noi să păstrăm ritmul. Sunt în general flote mari, ori doar cu mașini electrice, care au anumite probleme de a fi realimentate, sau mașini care nu sunt hibride sau nu au nicio componentă electrică și credem noi că nu aduc beneficii reale modului în care se călătorește în București. Ce Vrem vă să fac arată? o par Te rog, te rog. paranteză referitor la Barujan. El organizează foarte multe provocări și întâlniri în care se discută aceste idei. Și mi-amintesc că el, cred că acum 10 ani, propusese o tablă interactivă care, dacă acum ar fi fost implementată, era senzațional. Sunt idei care se pot implementa și CityLink este un exemplu pozitiv, să spunem. Da, este o idee foarte bună, o aplicație care chiar funcționează în piață și este utilă. Nu știu cât de bucuroși vor fi cei pe care piețele atacate de voi, pentru că mașinile care, pe care voi le introduceți în piață vor, să zicem, ataca piața de taximetrie, vor ataca piața de închiriere de mașini, nu? Adică intrați într-o competiție și cu alte piețe colaterale, dar zic eu că lucrul acesta de a uni auto cu tehnologia este foarte bun și va crea următorul serviciu, presupun. Da, noi suntem deschiși și la parteneriat, adică nu vedem competiția
concurența ca ceva care închide alte proiecte, ci ceva care oferă un serviciu mult mai bun către utilizatorul final. Și asta o putem face singur sau putem face în parteneriate și cu, chiar și cu concurenții noștri. Am înțeles. Un producător mare de tehnologie vă atrage atenția sau vă gândiți la cineva să vă duceți către un jucător care e pe piața românească, care va duce afacerea și mai sus și mai bine pe piață? Noi am avut o colaborare foarte bună cu Telecom și avem o colaborare foarte bună cu Telecom, însă sunt multe componente. Producătorul auto, Toyota, avem o flotă exclusiv, Toyota ne-a asigurat un suport foarte bun în a personaliza mașinile pentru acest serviciu și ne uităm la orice există nou și testăm. Mereu testăm noi soluții pe care le putem adăuga. Da, apropo de operatori, mi-a atins așa un punct sensibil discuția de mai devreme referitoare la Radiocom. Am fost implicat în construirea primelor servicii comerciale ale Radiocom în 1998-1999, definirea serviciilor de broadband internet și îmi dau seama că și știu că există potențial acolo și exemplele date sunt relevante în sensul care, la modul general, se spune da, 5G înseamnă poate utilizarea de către, nu știu, persoanele fizice, să spunem, dar cred că pentru Radiocom sau pentru alți operatori care ar putea să intre în piață, provocarea este în a oferi soluții tehnologice pentru diverse industrii, pentru diverse verticale. Și acolo este loc de dezvoltat.